noi. V-ați adus cizme? Domnul Nicu, șor să văd. Cum stai? Cum stai cu cizmele? Din numără. Am în pol bagajul. Domnul Nicușor, bună treabă. Bună, e bună. Așa? Că am făcut. Domnul Bexa, aici vă salutăm. Salut. Te salut pe tine, pe băiatul tău. Îl salut pe domnul Nicușor. Domnul Nicușor, viață bună. Salut, bătă. Așa? Bate la ușă, măi. Ce v-ați propus? Prima dată mai are pășunea asta la Apple cu mânj. Da. Și după aia la Apple tineret și sport. Altă pășune. Da. Se vede col de parte. Domnul Nicușor. Da. Crezi că vom putea merge pe unde merge tractorul ăsta mare? Mai pe rău, cred. Hă? Mai pe rău am fost. Domnul Bexa. Da. Ce am vrut să zic? Se arată. Bine zic. Ce se arată? Se arată acțiune, noroi. Ceva e frumos. Nămol. Plăcut. Așa e. Mult cai, dar exact. Un pic de noroi până la cai. Asta e natural. Da. Deci, domnul Nicușor, nu vi frică? Că vă împotmoliți sau știu eu? Eu mai place să văd cai pe noroi și pe de asta decât pe betoane. Exact. Da, da, frumos. Domnul Nicușor, ai zis că pui mânere dintre astea. Da, tot a zis și tot a pus, nu. Când ai să dea un cap, când se dea la geam de sare și camera de mână, atunci să pomenești ăla lui Nicușor de acolo. Te poți băga pe aici. Place că rămânem în podmoli și o să venim cu caiul domnul Fiteru să-l legăm pe Nicușor să-l tragă, că nu legăm cu tractorul. No. Nu e rău. Eu nu te văd bine, dragul. No, mă, e că e tare jos, mă. E tare, măi, lasă-o încet, că nu-i problema. Ai cuplat 7-7. Nicușor. Mă, e liniștit, pace. Uia. Domnul Nicușor, ai cuplat 4-4. Nu, îmi place de tine, ai un zâmbet foarte larg, frumos. La pălăria lui Nicușor, ce zici tu? Da, și... Uite mânza lui unde e, pui-o de aici, o pune aici. Unde? Uite mânza lui unde e. Pui. Unde e, mă? Uite-o aici, mă. Ce mânză, mă? Aici, mă! Mânza lui Nicușor, cu coame alb. A, zi așa, n-am știut. Ui. Mă tot uitam după mânză. Am caut aici la domnul Petre și caută pereche la mânza lui. Poți da un pic mai în față, domnul Nicușor? Dă-i mai în față și dă-i pe... Te rog. Dă-i. Nu, că nu mai înaintează, că e numai trebuie să le pluiere. Dă-i încolo și întoarce. Nu mai merge. Nu mai merge de aici. Nu mai merge mai în față. Da. Stai, mă. Faină tarlaua. Faină viață! Domn Bexa, ce părere ai de acest domeniu? Frumos! Ha? Foarte frumos! Ca și la agricultură, ce părere. Nu-mi poate să am, într-un fel îmi place acolo la mine. Așa? Că e munți și așa, dar parcă, nu, pentru manei și pentru cai, parcă e mai... E mai înainte. La șă, știi? De așa, după și parcă la aici nu o să iei tătul din brișcă ca la noi. Adică? O văz un cumpăr, un țărmă un cumpăr, tot. Ori la brișcă. Domnul Nicușor, da. Vă simțiți în largul dumneavoastră aici, da. La... A? Aveți un zâmbet foarte larg. Ha? Așa vezi. Eu așa văd. Asta dacă vrei o lași sau nu o lași. Am învățat de la Cristinel că ori unii e dus să zici fain sau foarte fain. Apoi o-ți place, ori nu-ți place. Ce pot să mai zic? Am luat-o și eu din filmările tale, Nicușor. Nicușor, Cristinel. Deci treaba bună, cum să zice. Nu e rău pe aici. O lează să ne clătărim ochii la cai totuși. Da, fain. Fain tractor are omul. Că trebuie ca să-ți lucri, trebuie mai mult. Nu trebuie tu pentru iarnă. La căluz. Ce prelată groasă sau ce are acolo? Prelată. Trebuie la căluz. E, na pitină! Nu facem pe domnii, că tot țăran suntem, om cum am fi, dacă stăm la coada calului, tot țăran suntem.
Ia te-n cuște omul ăla acolo. Manești sau ai pășuri, Cristinel? Ce e asta? Cișii. Îi. Important e să că îi. Cișii, nu? Vexa, trebuie să-ți iei o pălărie ca lui domnul Nicușor. Nu mă leagă, că uite, că la mine ținut am el. Nu mă va schimba nimic. E bine? Da. Uite. Deci, de când mă cunosc ăștia pe YouTube, eu din hainele astea n-am ieșit. Vexa. Faină treaba asta cu jeepul pe noroi. Și mere. Nicușor, când ai spus prima dată că tu nu ți-ai poți băga pe acolo, m-ai luat prin ăsta. S-o crea nu niște stări. Nu mi-o crea nicio la asta, dar... Pune camera pe cai, Cristi. Uite aici. Fii atent. Nicușor. Auzi? Asta poți să-l lași. Unde să... Da. Păstă 50 de ani și eu pot am atâta. Cai? Da. Nicușor, tu stai cu mine. Da. Nu, no, dacă băieții se dau jos aici, nicio problemă. Da. Da, domnul Fițero. Am ajuns aici la... Domnul Fițero, am ajuns la... În partea unde țineți mânzele. Nu, iepele. Unde țineți iepele, iepele cu iepele. Așa. Mearem și începem de acolo de la capăt sau... chem? Sau cum? Câte... Câte iepușoare aveți aici? Mulți. Toți să mea aici. Așa. Noi să mergem încolo, vă lăsăm să mergem. Eu cu da. Nicușor da. Mergem încolo. Niciodată, fac, mergem după. Niciodată nu se spune... Ciobanul nu zice numărul oilor. Niciodată nu zice ciobanul numărul oilor. Am înțeles. Apoi uite, așa e și pătru. Da. Prima fata, e fain să-i privești. Dacă te vezi că sare la cină... Eu zic că nu numai să vezi la cină, să le rânești toată ziua tăți pe...
Iacobune. Iacobune a lui 4. Nu mai era. Vezi pe din cea nu. Palomino. Să fii mai înaltă. Thank you.
care Petru? Care Petru? E. O mânsă ce mi-e dragă mie. Asta mă va ținea minte, bă. A? Că iau scăieții de pe ea, știi? Hai. 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 Ala moșu, hai moșu. Hai moșu. Hai. Hai. Hai moșu. Hai. Hop.
Nu, găsește mult aici la fiecare o față. Cât timp are? 6 luni. 6 luni? Da. Asta are timp.
Odată vă salut, să română. Bună ziua! Mă aflu la dumneavoastră la fermă. Bine ați venit! Bine v-am găsit. Aveți o fermă foarte frumoasă. M-am reîntors cu drag. Mulțumim și ne bucurăm că v-ați reîntors. Vă mulțumesc pentru primire și de invitație. Aici împreună cu prietenul meu, cu Daniel, cu băiatul lui și cu domnul Nicușor. Mulțumim de vizită, în primul rând. Da. Salutăm toți. Mulțumim pentru invitație, pentru prietenă. Așa. Aici îl avem pe... Vă prezentăm un armăsar de montă. Da. Foarte frumos. Foarte frumos. Păi îi place, e frumos. Nouă ne place, nouă ne place foarte pe mult. Tinier. Mai ales mie. Se cheamă Gilson. Da. Ce să vă mai spun? Se vede el. Da. O să-l prezentăm pe următorul. Se poate duce un pic încolo și înapoi și... Fii atent ce comă frumoasă are. Am curățat la picioare, poate un pic. Vă prezentăm un alt armăsar de montă. Da. Serasim. Foarte frumos. Un alt pepinier. E de apreciat puterea. Da, e de apreciat puterea cu care aduceți caii la prezentare. Trebuie să ai un pic de putere. Să ai un pic de braț. Un pic de curaj. Da. Vrea să joace. O, dragi. Hai, unde ești atent?
Bexa, simți vibrația? Uh-huh. Unde? Ăsta e Eclipse. Da. Prezentat de cel mai bun băiat care există. Un moț adevărat de la Reșeni. Așa, îl salutăm pe băiat. Moț de-a vost. Tinere, care ți-e numele mic, te rog? Sandu. Sandu, te salutăm. Ne bucurăm să te vedem aici la Bihor. Cel mai bun băiat care poate exista. Spune. Așa. Fata pe care o a luat Domnul, norocoasă fi. Așa. Auziți. Un băiat. Amelia, sper să nu se uite. Domn Petre, nu, să vă zic o fază. Un băiat îmi cere un ID de Facebook al un băiat ce l-am filmat eu cu cai. Păi bă, omule, zic, ai numărul de telefon de desubt. Face nu, că trebuie pentru sora mea, trebuie Facebook-ul. Hai, nu. Nu, te rog să-l mai aduci. Adă-l înapoi, te rog. Hai. Da, domn Petre, aici frumosul și renumitul Eclipse. Un sur foarte frumos. Eu prima dată l-am văzut la Bihor în anul 2016, 17 parcă. Când a fost fata dumneavoastră cu el la Felix? Zăi, la Ușorhei. Când a fost? Păi, în 2007-2008 ani. Nu, în 2017. În 2017. 17, 18, nu? De 4 ani. L-am văzut eu acolo la Ușorhei. El e acum de 11 ani. Da, e un armăsar foarte frumos. Nu, îl a pus frumos pe poziție și putem să-l urmărim 5 secunde pe poziție. Întoarce-o un pic. Tinere, ce am vrut să zic? No, ce părere ai aici de Herghilea domn Petre și de câți cai dirigează dânsul, putem zice, singur, numai cu soția și cu fetița dânsului? Acum și cu ea. Acum și cu tine. Cum ți se pare ție să ții 350 de cai? Așa, de familie, cum să zic. Deci, Poți să vorbești, Sandu? Nu prea vorbești el. Ba nu, vorbește, numai trebuie să îl întrebăm. Da. Cum ți se pare? Greu, ușor? Tot e să-ți placă. Deci poți să ții, uite, dacă dâns și pot ține 350-400 de cai. Se poate ține, poți să ții și 2 cai frumoși, 5 cai frumoși, 10 cai frumoși. Să-i ții la standard, nu? Dacă dâns și poți să țină atâta cai și la... Și el are cai acasă. Cât cai ai tu? 2. Nu, lasă că în câțiva ani numai ne trezim că vinim acolo pe munți la voi. Nu, Vexa? Îți mulțumim mult! Da. Domn Petre. Domn Petre. Aici am un frumos sur pe care l-aveți la dumneavoastră în Herghelie, un mânz, putem zice? De 3 ani. Așa? O culoare foarte frumoasă, poziție frumoasă. Un viitor armăsar. Așa? E un... Nu dai nicio probă de calificare, nimic. Ce înseamnă, domnul Petre, ce înseamnă probă de calificare? O să vă arăt scris. Deci dacă, să parcurgă. Dacă ne puteți zice în 3 cuvinte acum pe film. Trebuie să parcurgă într-un anumit timp, da, cu o anumită distanță, cu o anumită greutate. Așa. Deci un fel de probă de tracțiune, asta ar fi una. Da. Alta? Sau fiecare rasă de cai de altă. Am înțeles. De exemplu, cai de sărituri trebuie să sară 3 oxere, dacă nu mă, și 2 staționate, fără el, cu la el ce? Deci odată că trebuie să tragă, o să faceți o probă cu buștean, după aia, cu ce? Cu căruța. Cu căruța. După aia... În hamat în 2, în hamat în 1. Așa.
Hop, lasă așa. Hop. Poți să-l duci. Vorba multă, sărăcia omului. Da, dar vedeți că sunt oameni care vă urmăresc și ar dori să care au vă audă. Care au cai de la mine, aia știu ce trebuie să știe. Dar sunt care nu au și sunt care poate ar dori să aibă. Și atunci vă pot auzi aici. Prezentăm un alt armăsar de muntă. Da. De data aceasta blond. Asta am vrut să zic, că după negri au venit surii, da. Și acum blonzii. Așa este. Aici un armăsar foarte frumos. Ce nume are el? Ianis. Da. Ianis e foarte frumos. Ce am vrut să întreb? Din mânzuții ce sunt în țarc, îți produci... Tațiilor îți produci acestor armăsari de mânz. Așa, deci dacă ți-a luat un mânzuț blond, poate să ajungă așa. Cu siguranță. În stilul ăsta. Fiind tatăl, așa. Linia genetică, bineînțeles, că se transmite. Am în lungile mele călătorii în Bucovina am observat că sunt proprietari care au din de la dumneavoastră din Herghelie, de la Fitero. Și acum am fost diferite culori, tot produs din armăsarii prezentați. Așa. Am fost acum la Bucovina, au fost o expoziție foarte frumoasă de cai, un târg expozițional, pot zice. Și am văzut și în perechi am văzut cai din, de la dumneavoastră din Herghelie. Sunt în toată țara, nu doar în Bucovina, sunt în toate regiunile. Da, acolo e o zonă comprimată cu cai foarte, foarte frumoși. Așa e. Și bine întreținuți. Și mulți iubitori de cai. Da. Desigur. Observ cu câte ușurință îi mânați. Asta arată că vă ocupați de ei. Și am crescut cu ei. Da, vă ocupați. Mai bine spus, ei au crescut cu mine. Da, zic, vă ocupați zilnic de ei. Așa este. Ca să poți să duci așa câte un armăsar, trebuie să fii tot timpul lângă el. Să te ocupi de el. Să vorbești cu el. Așa este. Nu-i numai alimentația și atât. Mai mult de 60% contează dragostea care îi porți unui animal. Da. În primul rând, cailor. Da. Ce vrei să zici? Da. Da. Da, păi nu eu, trebuie vorbit cu... Vrea domnul Nicușor să facă o poză. Așa. Domnul Nicușor are o slăbiciune pentru cai blonzi. Domnul Nicușor, întoarce-l un pic să te vedem, să-ți facem o poză, te rog. Foarte mare slăbiciune am la cai. Așa, auzi. Dar nu la tăți. Nu la toți caii. Ăla-i. Formatul acestui album. A? Place? Dă-i coma, Nicușor, pe partea alaltă. Fă-i un pas înainte, te rog. Pe partea alaltă, dă-i coma. Să nu fie numai pe parte. Așa. Să fie numai pe parte? Numai pe parte, că merg în două părți.
Aici are coamă, are o coamă bogată, că poate să-mi dea și mie un pic. Așa este. Acum nu că aș duce eu lipsă de păr. Aveam niște prieteni. Eram doi băieți cu părul negru și unul cu părul blond. Și se întâlnește o prieten de-a nostru în oraș cu blondul. Face, băi, am văzut pe prietenii tăi ăștia cu părul negru, mă. Ai ce păr frumos au, mă. Ăsta s-a supărat și a vrut să se vopsească și el. Apropo de... Niculare părul. Da. Hop. Da. Nicușor. Da? Hop, hop. Uite aici să vedem un gât, domnul Vexa. Să vedem un gât de armăsar frumos. Dacă ți-e frică, îi dai drumul că-l prinde o geață. Mă auzi, Vexa? Vexa. Mă bucur, mă auzi? Acum profit și eu că ești aici în imagine. Zic, mă bucur că am ajuns la domnul Fițer împreună cu tine și cu băiatul tău și cu domnul Nicușor. Și să tot avem drumuri dintre astea prin țară. Bine zic? Întâlnesc armăsari de ăștia blonzi. Cum? Întâlnesc armăsari de ăștia blonzi. Da. Și negri și suri. Și cel mai important lucru este să vedem mânj. Așa e. Super tare. Cristinel, fără cuvinte. Așa? A? L-am văzut în filmare, dar în realitate e mult mai șmecher ca în filmare. E mult mai frumos. Da. Viața bate filmul. Câteodată mai bate și filmul viața, da, na? În cazul nostru. Mă auzi? Da. În care trebuie să, în care folosim scări, în care, no, mai folosim chestii, ieșiri, facem ieșiri, de tot felul, nu? Ia, și din ce am înțeles, a fost ieșit în afară calul. Să-l ai în mână, să nu știi ce iese din el. Da. Apropo, că zicea cineva către mine că unii iau bani și nu știu ce să iei. Dar se întâmplă. Bun. Extraordinar. Deci chiar îmi place la maxim. Mama Cristine, ai putea să-l vezi la mine? Păi nu știu dacă... Ia Petre. Eu aș putea să-l văd, dar nu știu dacă... Petre. A, putea să se filmeze și la mine calul ăsta? Da, unde e la tine? Unde? La mine, între caii mei. Aaa! S-ar putea? Păi dar dur și-l filmează, grea bani, s-a dus înapoi. Dar să fiu proprietar. Aaa! Acum montăm cu el, drag. Când a fost de un an și de doi, ți-a spus, nu ți-l trebuie nici gratis. Are... aveți mânci din el aici, nu? Da. Înseamnă că avem de unde să găsim. E tot așa, nu-ți trebuie mânci, că-s slab. Când ori fi graș ca ea. Domn Bexa nu se uită la chestia asta când se uită la mânci. La ce să mă uit? Știi tu la ce să te uiți? Părinți, din spate, nu? Te uiți un pic la părinți? Da, știți voi mai bine, eu îți fotograf, eu nu mă pricep. Ce mai puțin e că sunt începător. Da. Să ne ia Petre mai multe. Nu mă pricep nici. Că până la urmă am ajuns aici. Să aducă mânzul ăla, băiatul.
No, băieți. Stai la Armăsar, acum a intrat prima dată la munte, 4 ani. Am montat și la 3 ani să vedem ce ia și doamne ia picul el. Ce se poate? Ce să mai tot vorbim? Foarte frumos și bine îngrijit acest armăsar, acest mânz. Adă-l înapoi, te rog, și poziționează-l acolo. Acum, acum, la. Fii atent, tinere. Tinere, poziționează-l în partea, te rog, lângă piticul ăla. Și întoarce-l cu capul către cum dorește el să stea. Dar să rămâi acolo. Adă-l un pas în față, hop. Ăla-i. Ăla-i, ăla-i. Foarte frumos. Învârte-l, te rog. Fii atent. Pune-l acolo și cu fața încoace către noi, te rog. Cu fața, chiar cu fața. Ăla-i. Mai fă-i un pas în față. Ăla-i, atât. Ăla-i, lasă-l așa. Îți mulțumesc mult! Nu e rău, spate. Nu e rău, spate. Nu e rău, spate. Nu e rău, spate.